Bătaie generală ieri seara pe o stradă din municipiul Pașcani, un bărbat din oraș a fost bătut cu bestialitate de un pășcănean. Câțiva prieteni care era cu el făceau galerie, iar alții încercau să-i despartă. La final, un tânăr a ajuns la spital în stare gravă. La numai câteva zile după ce a primit o amendă penală pentru loviri sau alte violențe, un tânăr din Pașcani a făcut o nouă victimă. Potrivit polițiștilor, Ionuț Țăpoi, de 22 de ani din oraș, l-ar fi lovit cu un lemn în cap pe un bărbat de 37 de ani din municipiu. Totul s-a petrecut aseară, în jurul orelor 20:30, pe strada Mihai Eminescu. Cei doi au băut împreună, iar în drum spre casă a izbucnit scandalul. În timpul bătăii, în preajmă se aflau și 5 persoane care țipau. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pașcani au fost sesizați cu privire la un conflict între două persoane, respectiv un tânăr de 22 de ani ar fi agresat un bărbat de 37 de ani în zona străzii Mihai Eminescu din municipiul Pașcani. Totodată au fost identificate alte 5 persoane care nu au fost implicate în conflict, în schimb, întrucât se manifestau zgomotos, au fost sancționate contravențional conform legii 61 din 1991. Bărbatul bătut a ajuns la spitalul de urgență din Pașcani. Pentru că se află în stare gravă, a fost transportat la o clinică de specialitate din Iași. Menționăm că agresorul a fost implicat în numeroase scandaluri, iar printre cei care se aflau în zonă era și unul din frația Mariei, eliberat de curând în închisoare sub control judiciar.